Premieră la Direcția de Finanțe Publice Bacău, Fiscul vinde prin licitație publică un avion Boeing 737-200 la prețul de 84.320 de lei. Aeronava a ajuns în Bacău în urmă cu aproape 5 ani. O companie din Nigeria a trimis-o la societatea Aerostar pentru reparații. Între timp, firma a falimentat, iar proprietarul a renunțat la bunul respectiv. Așa a ajuns avionul în ograda statului român, iar acum Fiscul vrea să-l facă bani. Aeronava a fost trimisă la noi pentru reparații. Firma a dat faliment și pentru că a trecut o anumită perioadă de timp și au expirat niște documente, a renunțat să-l mai ia. Este prima dată când o companie trimite un avion la reparat undeva și nu-l mai poate lua, a declarat Grigore Filip, directorul general al Aerostar Bacău. Direcția de finanțe Bacău a stabilit licitația pentru mijlocul acestei luni, iar prețul de pornire a fost fixat în urma unei evaluări. Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacă organizează în data de 13 februarie o licitație pentru valorificarea unei aeronave Boeing 737. Prețul de pornire a licitației este puțin peste 80.000 de lei. Aeronava este din anul 1985. Nu este în stare de navigabilitate, are certificatul de zbor suspendat. Uh, aeronava a trecut în proprietatea statului prin abandon al unei firme din Nigeria. La câteva ore de la publicarea anunțului au și apărut persoane interesate. Că s arătat persoane interesate. Da, deși abia astăzi a fost publicat anunțul în presă, au fost telefoane și sunt persoane interesate de a participa la licitație. Pentru participarea la licitație se depune 10% garanție de participare. Aeronava are certificatul de înmatriculare anulat. Peste 63.000 de ore de zbor cântărește 27 de tone și are o capacitate de 132 de locuri. Licitația va avea loc la sediul din Strada Dumbravei luni, 13 februarie, la ora 13.